Ni se spune în toate colțile bune că trupul este coaja, că sufletul locuiește în trup. Iar când coaja se termină, sufletul pleacă și preia o formă mai înaltă de viață pentru unii oameni. Și apoi luăm această coajă și o punem într-o cutie de mahon de 3.000 de dolari, căptușeala moale din spumă care nu ai avut-o niciodată când erai în viață. Și apoi primești o escortă cu motociclete că nu ai nevoie deloc de ea în ultima călătorie. Uită-te la oamenii care stau în jur și îți udă pietrele funerare și toate astea. Uită-te la agitația făcută peste coajă. De ce plânsul și tristețea? Ascultă cu atenție. Ți-e frică? Chiar nu crezi? Sunteți ipocriți, majoritatea dintre voi. Ni se spune că Iisus venise în oraș și era un radical și le-a amenințat instituțiile și le-au răstignit, pentru că era o amenințare pentru un sistem existent. A încercat să spună că erau mulți oameni acolo care aveau tendința de a fi de acord cu lucrurile așa cum erau. Ei făceau parte din instituția despre care Iisus spunea că sunt ipocriți. Erau în locuri înalte și mulți dintre ei poartă gurile albe și poartă halate și vorbesc într-un mod foarte profund și totuși sunt ipocriți. Ei sunt mândri de templele lor, de bisericile lor și de sinagogile lor și au uitat complet de frăția oamenilor. Și societatea voastră nu e atât de diferită. O defalcare a intelectului și o defalcare a cercetării și a substituirii magiei. Și filozofia orientală, bărbații caută și ei din lumea reală, ascunzându-se pentru a scăpa de realitate. Nu o poți suporta, e dură. Când locuiești cu cineva pe care crezi că îl iubești și atunci divorțul intră în imagine și oamenii se îmbolnăvesc în familia ta, nu te poți baza pe lucruri materiale. Ele par să dispară, tu cauți dreptatea, ți se dă un pachet fals, ți se spune, dacă oferi lumii tot ce e mai bun, cel mai bun se va întoarce la tine. Nu merge așa, nu a mers pentru Iisus, nu a mers pentru Gandhi. În lumea reală, orice se poate întâmpla.